Bună ziua! Dorim să fie modificat ordinul comun al celor două ministere care, pentru purtarea măștii, au aprobat o ordonanță. Așadar, dorim ca purtarea măștii în județele unde situația este verde și în cadrul județelor unde situația este bună, așadar verde, dar și în cadrul localității nu sunt probleme. Acolo pentru copiii mici, așadar până la 11 ani, purtarea măștii să fie facultativ. Am văzut că din păcate, sunt foarte multe îmbolnăviri, sunt foarte multe probleme semnalate și de medici de familie, medici de școală, părinți, învățători și educatori. De aceea noi am solicitat modificarea acestui ordin și sperăm că începând de săptămâna viitoare cele două ministere să revină la această decizie pentru a studia administrația specifică pe nivelul Uniunii Europene și peste tot se spune că la copiii mici nu are efect, ci chiar înveunează actul educațional și chiar poate să dăuneze sănătății copiilor mici. Chiar și Organizația Mondială a Sănătății propune ca purtarea măștii să fie obligatorie numai după 12 ani, peste limita de vârstă de 12 ani. De aceea noi am făcut și o consultare. Am solicitat din partea Comitetului Județean pentru situații de urgență să înaintăm împreună o propunere acest ordin care trebuie să fie modificat și, cum am zis, purtarea măștii să fie facultativă sau lăsată pentru nivelul local luarea a unei eventuale decizii în acest sens, dacă doresc sau situația îi impune să fie o purtare obligatorie. Așadar, aici mai jos veți găsi toate materialele, sunt afișate pe site-ul Consiliului Județean Harghita, studiile, analizele, tot ce am găsit împreună cu colegii mei. Dacă eventualitatea în care celelalte structuri județene nu o să fie de acord, atunci vom înainta ca și Consiliul Județean și vom solicita. Deci nu ne lăsăm, nici dumneavoastră să nu vă lăsați și să fim raționali, să fim lângă copiii noștri. Așadar, haideți să modificăm acest ordin.